este o premieră, este un proces istoric, sigur îl vom câștiga. Chestiunea ține strict de modul cum vom convinge românii să fie alături de noi în acest demers. Eurodeputatul Eugen Tomac a dat startul campaniei naționale de strângere de semnături pentru petiția România merită în Schengen. Acest pas vine după ce Tomac a introdus o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a anula votul din data de 8 decembrie 2022. Am fost pe 7 decembrie 2022 la Viena. Am participat la discuția cu Nehammer, care a durat aproape 2 ore. N-a reușit timp de 2 ore cancelarul Austriei să aducă niciun argument prin care să justifice poziția pe care o are Austria în ceea ce ne privește. Și prin comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, în care spune că îmi dă dreptate. România a fost nedreptățită. Tocmai de aceea n-a mai putut nimeni iniția o asemenea petiție. Eu sunt cel care a reclamat Consiliul Uniunii Europene la Curtea de Justiție și acum, pentru a reuși, cer cetățenilor români să se solidarizeze cu acest demers, ca împreună să-i cerem Parlamentului să intervină de partea noastră în acest proces. Eurodeputatul Eugen Tomac speră la cât mai multe semnături din partea românilor. Mă las de politică dacă strâng câteva semnături. Îi invit pe toți românii să semneze, indiferent de orientarea politică, indiferent de funcția pe care o au sau convingerile pe care le au. Pentru că aici demers în interesul României și a tuturor cetățenilor români. România în Schengen.ro este numele site-ului pe care românii îl pot accesa pentru a semna petiția inițiată de către europarlamentarul Eugen Tomac. Întreaga campanie se va desfășura până pe data de 9 mai.